Agricultorii care au aplicat pentru programele de sprijin în agricultură așteaptă ca statul să le vireze subvenția promisă. Pentru ajutorul de minimis pe programul de usturoi, în Gorj sunt doar 3 beneficiari, după ce un al patrulea a fost declarat neeligibil. Sunt cele două programe de minimis de anul acesta. Vorbim de programul de minimis de ajutorare pentru producția de usturoi. La nivelul județului Gorj am avut 4 beneficiari înscriși, dintre care, din păcate, unul a fost declarat neeligibil. Cei 3 rămași în program au îndeplinit toate condițiile necesare, au și valorificat producția cerută prin actul normativ, astfel că în momentul de față dosarele sunt complete. Direcția pentru Agricultură a făcut demersurile către Ministerul Agriculturii, am trimis documentele necesare și așteptăm ca suma alocată în jur de 40.000 de lei noi pentru cei 3 beneficiari să ne sosească în cont, iar noi mai departe să o trimitem către cei 3 beneficiari. În ceea ce privește ajutorul pentru legume în spații protejate, doar 11 gorjeni s-au încadrat în condițiile impuse. Numărul este de 4 ori mai mic decât în 2020, când zeci de agricultori s-au bucurat de sprijin din partea statului. Cel acordat pentru legumele în spații protejate este de fapt continuatorul programului de minimis pentru tomate, care s-a mărit în anul acesta cu o minimis tot pe 1000 de metri pătrați în serie solare, dar și pentru culturile de ardei gras, ardei lung, vinete și castraveți. La nivelul județului Gorj se derulează, de fapt, la nivelul întregii țări, prin API anul acesta. Avem înscriși un număr de 11 beneficiari. Iar în momentul de față, echipele de la APIA și echipele de la Direcția Agricolă sunt în teren, se fac verificările, urmând ca în luna decembrie beneficiarii eligibili să își primească sumele care au fost alocate. Fiecare beneficiar va primi 2210 euro pentru producția produsă și valorificată.